Ce s-a întâmplat? Am luat două goluri de cascadori în restul, cred că am avut un început foarte bun, am controlat joc, am avut ocazie să facem și 2-0, dintr-o fază în care să dăm la poartă să facem un 2-0, pierdem mingea și luăm gol din stand. Am luat niște goluri copilare și cred că al doilea gol ne-a pus și plumb în picioare. Asta e părerea, ce am simțit eu, că să ai un 0 și pas să fii condus, cred că încă mai avem de muncit foarte mult. La fel ca și la meciurile trecute, câte o prima 20 de minute bune, după aceea urmează o cădere și o repizadă a bună, să nu știu ce să zic, că acum tot am adversarul părerea că nu ne-a surprins, că ne-a jucat numai minge lungă, pe bătaie și au dat două goluri care noi nu am fi putut să dăm, noi singur portarul poate nu dăm gol. Asta e, trebuie să învățăm din chestiile astea. Poate și sistemul ăsta cu doi atacanți nu dă roade, nu. Și data trecută și acum am simțit că nu e cea prea la echipa noastră și cred că nu o să mai joc așa niciodată. Totuși să iei gol din cornerul tău și apoi cu minge de înaltă deviere, adică atât de simplu e, atât de slabă e apărarea și atât de... Nu știu dacă slabă apărarea, am făcut niște greșeli în rând, prima oară a fost, acum nu că nu vreau să discut despre... Am făcut multe greșeli, asta e clar, adică am luat niște goluri nu pe un joc al Craiovei, pe niște greșeli ale noastre, că nu putem să-i că ne-a surprins cu acțiunea sau ceva, numai minge lungă pe cei de atacat s-au bătut și... Presiunea s-a apăsat așa de astăzi, obișnuiți? Sunt panuți obișnuiți? Nu știu dacă sunt obișnuiți, că până la urmă le-am spus și în vestiar, luam mare încredere în ei. Ăsta este nivelul la care jucăm la Liga 3-a, trebuie să înțelegem că nu mai e chiar ca la Liga 4, am mai întâlnit și echipe mai valoroase. Eu zic că astăzi nemeritat cel puțin în prima repriză, când am dominat jocul clar, asta e părerea mea, ce am văzut și ce am simțit, și am luat gol la prima lor acțiune de noastră pe la poartă. Cred că prea mare pentru voi promovarea asta sau... Cred. Eu zic ca sportiv în primul rând, trebuie tot timpul să te bazi la performanță, asta e. O așa văd de lucru. Eu asta îmi doresc ca antrenorul tot timpul să mă bat la performanță. Că reușesc, că nu reușesc, asta e viziunea mea. Cred că așa trebuie să fie jucătorii, să se lupte pentru fiecare meci, să-l câștige, să urce cât mai sus. Da. Mulți spun cam așa e, că nici la treia copiii fac diferent la seniorii. Dar noi, cam acolo e problema așa mare. Am încredere mare în copiii noștri, sunt toți brașoveni. Eu îmi doresc să crească jucătorii brașoveni. Nu au venit în altă parte și mers, sunt cei crescuți de noi. Mi-am asumat acest risc, îl duc în continuare. Eu îmi doresc să formăm o echipă care să ne reprezinte pe noi, pe brașoveni, pe brașoveni. Asta e, sunt momente și din astea, când mai pierzi, mai câștigi, mai trebuie să învățăm din el. Să fim mai, nu știu, mai maturi un pic. Și în pregătirea mea niște goluri stupide, adică nu pot să-mi dau seama. Chiar la faza golului, că nu bine să vorbesc, eram trei jucători de ei noștri singuri și erau toți în care au șanat gol. Atunci asta poate să vă doboare sau poate să vă ridice? Cum vezi? Au meciuri? Nu. Sportul e campionatul lung, sunt multe lucruri. E clar că trebuie să muncim mai mult, trebuie să îmbunătățim un lucru, trebuie să fim mai concentrați, să nu luăm goluri stupide până la urmă. Goluri stupide, că nu poți să zici că a fost ceva cu ce ne-a surprins Craiova. Goluri stupide. Poate noi dacă dă fane la poartă e 2-0, că a avut-o pe 16 metri, pe volet. Și face preluare, o pierde, după nu facem foul, după iară nu facem foul și am luat gol din... Da. Nu putem întoarce înapoi, adică trebuie să fim conștienți. Eu zic că asta ne-a afectat și că am luat golul 2 pe prostie și de acolo cred că am căzut din punct de vedere moral asta. Și atunci când ai plumb în picioare e mai greu și când nu gândești să...